Deși există multe modalități de a face bani, loteria vine cu un vis specific, acela de a câștiga o sumă fabuloasă de bani și de îmbogățire peste noapte. Toți cei implicați în vârtejul jocului au aceleași șanse de câștig, indiferent de vârstă, educație sau personalitate. Speranța este cea care fascinează. La nivelul județului Giurgiu, chiar dacă numărul jucătorilor scade de la an la an, pasiunea pentru loterie rămâne puternică în rândul multora dintre ei. În general, profilul jucătorului giurgiuvean este vârsta între 40-50 de ani, studii medii spre studii superioare, iar jocurile spre care se îndreaptă sunt jocurile noastre specifice, jocurile de loto, în special loto 6/49. În 2013, câștigurile nu au fost la fel de consistente ca în anul precedent, dar au fost mai numeroase. Încă de la deschidere, în urmă cu 2 ani, agenția din Comuna Adunații Copăceni și-a dobândit titlul de cea mai norocoasă filială din județ, cu cele mai mari câștiguri acordate anul trecut. Datorită avantajelor aduse de avansurile tehnologice, Loteria Română își îmbunătățește serviciile periodic și oferă noi jocuri de noroc. Un giurgiuvean s-a înscris pe lista câștigătorilor chiar din primele zile ale acestui an. Loteria urmează să facă o modernizare în toate agențiile, s-au introdus noi jocuri și, spre bucuria noastră, la câteva zile după introducerea acestor jocuri, s-a și acordat un câștig de peste 33.500 de lei noi, care a fost și ridicat de la o agenție din oraș. La loto 6/49, la categoria 1, se înregistrează un report în valoare de peste 2,2 milioane de lei, iar la noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,3 milioane lei. Prețul biletelor nu este unul exagerat și cu siguranță merită visul. În plus, nu este greu să joci la loto. Alegi un set de numere și șansa la premiu îți este asigurată.